Din nou emoții pentru sportul constanțean. În această seară, începând cu ora 22, se va disputa gala Super Combat Statele Unite versus restul lumii, care va avea loc în Puerto Rico, fiind primul mare eveniment din acest an pe reguli K1. De această dată, ne va ține cu sufletul la gură luptătorul constanțean Alex Filip, în vârstă de 30 de ani, cu un bogat palmares în sportul de contact, care îl va întâlni pe portoricanul Brian Day. Pentru reprezentația de la San Juan, Alex s-a pregătit o perioadă și în Olanda, la o celebră sală din Amsterdam. Acesta aparține de clubul sportiv Oyama Karate din Constanța, fiind antrenat de Marius Burlacu, omul care l-a îndrumat spre succes de fiecare dată. Ultima competiție a lui Alex a fost campionatul mondial de karate ce a avut loc în Japonia. Cunoscut în ring sub numele de Anonymous, constanțeanul a rămas celebru în lumea Super Combat pentru victoria sa din meciul de debut în promoție în august 2014, când și-a învins adversarul printr-un knockout în prima repriză ce a făcut în conjurul lumii. Orașul de la malul mării îl susține și l-așteaptă victorios pe cel care duce numele de Constanța în toate colțurile lumii, lăsându-și adânc amprenta demonstrând că un adevărat campion nu se naște în sala de forță, ci din dorința de a deveni campion. 20% skill, 80% gear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would have thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game.